Oamenii au ieșit în stradă la Orșova, în cartierul California. Nu și-au primit banii de lemne nici până acum, iar autoritățile competente păstrează tăcerea când vine vorba despre răspunsuri pe care sunt obligate să le ofere. Locuitorii Orșovei au văzut la televizor că în alte orașe banii s-au dat, dar la ei se pare că aceste sume vor veni după ce trece iarna. Nu s-a dat tot orașul. Sau, bani, tot orașul s-a dat, Severin, toate județele. La Severin, nu, mă, la noi nu. Nu, știți ce mi-a spus? Oamenii bagă cârpe în foc. Doamna Pupa, știți ce mi-a spus doamna Pupa? N-am sunat, am contactat-o. Mi s-a spus așa să dă după vot. După vot să dă bani. Așa mi-a spus mie la telefon. Ați primit vreodată banii cu așa mare întârziere? Nu, niciodată. Păi cred că îi dă după ce trece iarna. Ajutoarele de căldură până anul trecut am luat 290 de lei. Am luat. Care pentru noi, un om sărac cu ajutorul social, erau foarte bine primiți. Câți membri sunteți în familie? Noi suntem 8. Anul trecut am primit în noiembrie. Pentru că de la primărie nu au primit niciun răspuns, oamenii și-au prezentat problemele și Doiniței Chircu, candidatul Alianței România Dreaptă pentru un loc de deputat. Eu, chiar dacă sunt în campanie, îmi țin audiențele. Chiar și astăzi oamenii au venit și au sesizat acest aspect, că iarna a venit și simțim și noi temperaturile, iar ei încă nu au primit ajutoarele de lemne. Populația Orșovei este suferindă în ceea ce privește căldura și există populație care are nevoie real de sprijin din partea primăriei. Îi cer primarului Manea să se implice, să rezolve problemele cu direcția finanțelor, cu cine știe și legal trebuie rezolvate, astfel încât banii să ajungă în cel mai scurt timp la oameni, pentru că sunt bani pe care îi merită prin lege. De vină că nu au ajuns banii pentru lemne, este guvernul, care prin Ministerul Muncii nu a virat sumele nici până la această dată. Primarul ridică neștiutor din umeri, deși face parte din partidul de guvernământ. Suntem în așteptarea fondurilor necesare pe care le primim de la Direcția Muncii. În momentul de față contabilizăm persoanele care au beneficiază de aceste ajutoare. Este primul an când sunt întârzieri importante atât la ajutoarele în ceea ce privește indemnizațiile persoanelor cu handicap. Am înțeles că aspectul ăsta l-am sesizat într-o scrisoare anterioară și s-a rezolvat, dar nu știu de ce trebuie de fiecare dată să exercităm noi nu presiuni, ci să atenționăm noi pe primarul Manea cum trebuie să lucreze în folosul oamenilor care l-au ales. Deci îi cer lui Manea să facă toate diligențele către guvernul lui și să aducă banii pe care oamenii îi merită prin lege. Doinița Chircu a subliniat că este de datoria primarului și a consilierilor locali să rezolve problemele oamenilor din Orșova. Banii de lemne, ca și alte ajutoare sociale, nu trebuie să fie legați de procesul electoral. Anul acesta însă s-a văzut că guvernul USL a tot amânat plata acestor bani, pentru ca ei să ajungă în buzunarele beneficiarilor cât mai aproape de data de 9 decembrie, atunci când românii sunt chemați la urne.